Ok, salutare tuturor, eu sunt Splits și v-am găsit la un prim video pe acest canal. Am primit în sfârșit camera de vlog și am să-i fac un unboxing, așa că vizionarea plăcută. Bun, în sfârșit mi-a venit camera de vlog, am aici un Sony A6400 cu un obiectiv de 16-50mm și pentru că nu am cine să-mi țină telefonul, o să trească să fac unboxing-ul doar cu o singură mână, așa că hai ca să vedem dacă vom reuși să facem chestia asta. Mi-am luat camera asta pentru că vreau ca să fac videouri mai... stilul ăsta e vlog. Bun, cam așa se deschide cutia, bam bam bam. Asta, dacă pot să deschid cu o singură mână, hai că s-a deschis. Fain frumos. Mamă, ia-o-s-i. Aici nu știu ce manual. De-astea, n-avea nevoie de chestiile astea, le punem acolo. După aceea se deschide chestia asta și avem aici în felul următor. Avem un adaptor de Marea Britanie ăsta, probabil. După aceea un cablu de Europa, n-am ce de ce fel de cablu este ăsta sau pentru ce îl folosești. Avem bateria de la Sony și o chestie asta care o pui la gât, încă un cablu USB de ăsta de Samsung, n-am ce idee. Și Încă o de-asta? Am două baterii? Avem două baterii. Ok, super tare. Deci ne-a dat două baterii băieții. Și mai avem aici încă o chestie de-asta în care ții ochii. N-am ce de ce n-ai bai. Cel mai important lucru acum e camera. Hai ca să o scot aici rapid. E prima mea cameră. N-am mai avut nicio cameră până acum, așa că e un moment destul de special. Bun. Hai să vedem cum arată. Uai. E mică, e foarte, foarte mică, de gen... Ia să așa, să întorc și să pun așa, uf! Damn! Prima mea cameră! Am, nu pot să scot, gen, dacă fac așa, ca să pot să scot. Ok? Wow! Haide, mă, Jonuțule! Gata, mă, hai că am scos-o! Damn! Mă, ce fain arată! Deci cam așa, e foarte, foarte mică, gen... nu e nici palma mea de mare, gen... Ce display-ul, deja am făcut și o amprentă. Arată super, super tare, gen n-am mai avut niciuna. Și acum o să vă las cu partea din videoclip unde voi pune accesoriile pe camera de vlog. Bun, deci primul lucru pe care îl voi pune o să fie un screen protector pentru display-ul ăsta, puteți să observați aici. Și vă voi arăta imediat cum arată după ce l-am pus. Deci doar ca să vă imaginați, am plătit 13 euro pentru chestia asta. Deci, efectiv, pentru o chestie de asta plătești 13 euro, bro. 13 euro. Am pus pe cameră folia de protecție și acum voi pune un mount ca să pot să pun microfonul într-o parte. Ca să fie microfonul efectiv în partea asta, o să vă arăt imediat cam cum arată. Bun, deci cam așa arată mount-ul și ăsta va sta efectiv sub cameră. O să vă arăt în 2 secunde cum arată pus pe cameră. Bun, am pus mount-ul la cameră și camera e un pic mai mare, se poate observa, și are chestia asta într-o parte unde voi pune microfonul. Și da, în rest e un pic mai mare camera, dar nu e mult mai grea sau așa, deci continuăm cu procesul. Acum voi pune cardul, n-am ce de ce fel de card e, cam așa arată. E un card de 128 de giga și este de la SanDisk. Efectiv... Da, am zis că să le iau pe ăsta pentru că mi se pare, adică și am auzit că e foarte, foarte bun, așa că am zis să le iau pe ăsta. Și îl voi băga acum în cameră. Și cam așa arată cardul. Deci, nu e nimic atât de special. Bun, am băgat cardul și acum voi deschide trepiedul pe care îl voi monta acum. Așa că hai ca să trecem la treabă. Am deschis. Cam așa arată trepiedul. Este destul de solid, sincer să spun. Cam așa arată. Este un Manfrotto, n-am nicio idee să vă spun ce model e, dar e destul de fain. Bun, am pus deja și camera pe trepied și deja începe să prindă formă. Cam așa arată camera, acesta este trepiedul, nu e nimic atât de special. Așa că hai să mai punem și microfonul. Bun, microfonul pe care l-am luat este un VideoMic Pro, un Rode VideoMic Pro. Și am auzit că este cel mai bun, așa că m-am decis să-l iau pe ăsta ca să audă foarte bine videoclipul. O să deschid cutia de față cu voi, cam așa arată. Acolo în cealaltă cutie nu este nimica și aici în plasticul acesta este microfonul. Ca să nu scap. E un plastic deja protejat deasupra și gata. L-am scos.
Ia ca să le iau și de aici. Avem o cărticică mică, dar în rest nu e nimica. Mamă, ce ușor e. Gen, e foarte, foarte ușor, cred că n-are vreo 10 grame. Și cam așa arată microfonul. Microfonul ăsta costă 180 de euro. 180 de euro pentru chestie care efectiv are 10-15 kg, adică hai că kilograme, care are 10-15 grame, deci e foarte, foarte ușor, deci wow, nu mă așteptam să fie așa ușor. Bun, și cam așa arată camera cu tot cu microfon, este montată într-o parte, după cum v-am spus, este destul de ușoară, cred că are vreo, nu știu, 200 de grame, cred că, în total, cu toate atașamentele și mi se pare destul de ușor de ținut, adică chiar arată destul de fain și o ții destul de ușor în mână. Acum este pe camera de vlog și sper că se aude și că se vede destul de bine. Voi încerca să postez vreo 1-2 videouri în care mă puteți vedea pe săptămână. Nu uitați să folosiți codul Simplistul pe Itashow ca să poți să crezi calitatea canalului, să se vadă totul mult mai bine, să creezi lucruri foarte, foarte blană. Cam atât a fost, eu fost Simplistul, ne vedem în următoare, multă baftă, pa, pa!